and the present is not to be expected as it used to be 5 years ago. So from a historical perspective, the first edition of Internet and Mobile World gathered 3,300 people. The second edition, 5,200. And last night when I last checked in the registration system, we have 5,900 people who registered, unique visitors that announced that they will come at this event. For us, it's a good news because it shows that the Romanian society is getting ready and up to speed to meet the digital challenge that actually is facing every industry that we're working in. Our reason to make this event was one and very simple. We want Romania to become a modern society by all means, and we believe that technology has the power to make life easier, reduce costs, make it faster, and in the end to have a more prosperous society. And it's our contribution to this higher purpose, what we can do. Obviously, we cannot do this without supporters, and I want to thank to all 110 companies who decided to come and present their solutions to the Romanian public today. I want to thank also to over 100 speakers that will present very interesting sessions for the coming 2 days. We have 4 stages. This is the main stage. We have a digital marketing stage. We have a business software stage and a stage dedicated to special workshops. So we're growing also in terms of number of stages year to year. And I invite you to spend as much time as possible here. I invite you to download the application of the event and check all the sessions, check all the visitors that are participating, set up meetings in the networking area, participate in the speed networking area that is in the next room, and make the most out of it. I want to thank also to 3 very important partners of ours. First of all would be Telecom Romania, which has been our main supporter for the last 3 years and believed in the dream that Romania can sustain a huge event. Just to give you a comparison, the biggest event in UK gathers around 12,000 people from 20-something countries. In Romania, we gather only from the Romanian market close to 6,000 visitors. And I think that tells a lot about the potential and the interest that Romania has towards this subject. So thank you very much for Telecom Romania. Second would be Lenovo, Microsoft and Samsung, who also have been long-term supporters of our event. There's also a quite long list of sponsors and partners, which I would like to thank personally. I will come to your booth and shake your hand for that. But then again, as I said, to cut the short story long, I will invite Mr. Răzvan Cotovela, the Ministry for Societate Informațională, I don't know the English term for that, to tell us a few words in the beginning of this event. Thank you. Mulțumesc. Chiar merită aplauze pentru, în primul rând, pentru organizarea evenimentului. Și sunt de acord cu tine, trebuie să mulțumim tuturor celor care au contribuit în mod real, financiar, emoțional, la organizarea acestui eveniment. Este o plăcere, este un privilegiu pentru mine, ca ministru al societății informaționale, să fiu alături de dumneavoastră la acest important eveniment. A treia ediție, o ediție importantă la care sunt deja peste 100 de participanți, sunt deja înscriși aproximativ 6.000 de vizitatori. Este o ediție care vine și confirmă trendul ascendent pe care industria IT&C îl are în România. Da, este un lucru care se poate citi în statistici. Industria IT&C este al treilea mare producător în PIB-ul României, la PIB-ul României. Este efortul, în primul rând, al dumneavoastră, a celor din sectorul privat, a celor din cercetare, dezvoltare. Este meritul profesorilor noștri, care pregătesc an de an atât de mulți și performanți tineri în licee, în facultăți, în universități. Este rolul Guvernului încă din anul 2000, când a inițiat acea politică fiscală de scutire de taxe pentru producătorii individuali de software, politică fiscală care a dat rezultate prin mobilizarea forței de muncă înalt calificate. Este meritul celor care fac politicile publice în România, în special în zona taxării și finanțării, care a reușit să aibă o abordare coerentă astfel încât să stimuleze sectorul acesta și în special întreprinderile mici și mijlocii. Și nu în ultimul rând este
meritul tuturor celor care au contribuit prin inițierea unor programe de sprijin financiar. Mă refer aici la schemele de ajutor de stat, care vor continua și vor fi intensificate atât în termen de magnitudine financiară, cât și oportunitate de dezvoltare de noi activități. Mă refer aici la fondurile structurale și de dezvoltare 2014-2020, care vor fi disponibile inclusiv acestui sector. Și vreau să vă spun și să vă mărturisesc ca un om care 14 ani a avut privilegiul de a conduce Unitatea Națională de Coordonare a Fondurilor Europene, ITNC, acest sector, a primit cele mai puține fonduri pe dezvoltarea resurselor umane în 2007-2013. Cred că celelalte meserii sunt la fel de importante, cred însă tărie că creșterea și dezvoltarea competitivității acestui sector ține în special de formarea continuă a resurselor umane. Prin urmare, vă încurajez în anul 2015 să veniți cu proiecte noi de dezvoltare a resurselor umane, să veniți cu proiecte noi de cercetare, inovare, să veniți cu proiecte care să dezvolte afacerile dumneavoastră în România. Este un lucru cu care ne mândrim. Deja acest sector este unul dintre cele mai dinamice din țara noastră. Deja avem o poziționare de lider regional în acest domeniu și tocmai de aceea noi dorim să investim în continuare, să ne păstrăm această competitivitate. Nu în cele din urmă, succesul dumneavoastră este succesul nostru. Succes încă o dată pentru evenimentul de această săptămână. Mulțumesc! Mulțumim!